Cu vaccinul se face primăvara. Nelu Tătaruț spune într-un interviu pentru Alef News că românii vor avea ocazia să se imunizeze împotriva COVID-19 anul viitor. Mai întâi medicii, apoi restul. Posibilitatea unui vaccin îl avem în, să spunem, în ianuarie ca primă tranșă de vaccinuri, având oarecum vaccinări pe care le facem în fază 1, fază 2, fază 3 și fază 4. Fază 1 fiind oarecum cele care se referă la corpul medical, urmând ca populație generală să avem în jur de martie, aprilie sau mai până spre jumătatea anului. Asta le-a spus americanilor și Anthony Fauci. Doctorul a recunoscut că oamenii sunt obosiți și plictisiți de reguli și restricții, dar că mai trebuie încă un efort deoarece finalul este aproape. The vaccine is on its way, folks, so hang in there, hang tough. We're going to get over this together. Îți amintesc că Pfizer a anunțat că vaccinul la care lucrează ar avea o eficiență de 90%. Vestea i-a încurajat și pe participanții la testele celorlalte seruri. Jeff și Maggie sunt cadre medicale și voluntari pentru AstraZeneca în Statele Unite. Ambii spun că nu contează cine câștigă această cursă. Important este ca omenirea să fie învingătoare. We're all cheering for each other as far as vaccine trials go. I mean, we're all on the same team. Anyone that gets to the finish line first and can get us, you know, vaccinated and back to living our lives, I'm on board.